Weekendul acesta este dedicat mamelor și copiilor la Julius Town, pentru că vom celebra Ziua Internațională a Femeii într-un mod artistic, cu muzică și dans, ateliere de creație, teatru de păpuși, shopping și relaxare. Sâmbătă 9 martie 2024, în atriumul Julius Town, va avea loc un spectacol pentru mama susținut de mici artiști de la Palatul Copiilor Timișoara, Incubatorul de Arte Generația Muzicii, Școala de Muzică Ramona Iatan, Chromatic Art Sinicolau Mare, Tip Top Club, Denis Ballet School și Școala Ethno Vocal Music. Maratonul de cântece și dansuri va începe de la ora 11:30. Petrecerea continuă la atelierele de creație care au loc tot sâmbătă de la ora 16 în piațeta Intersport din Julius Mall. Mici artiști sunt invitați să picteze tablouri și să deseneze pentru mămicile lor. Participarea este gratuită, toate materialele fiind asigurate de Julius Town. Duminica este rezervată teatrului de păpuși care începe de la ora 11 în food court. Săptămâna aceasta e Duțul Fermecat vine să împărtășească cu cei mici pățanile lui. În continuare, în Julius Garden puteți păși în lumea magică a lampioanelor chinezești. Până pe 24 martie, parcul este o oază de lumină și culoare, unde găsești instalații luminoase cu tigri în mijlocul junglei până la delfini sărind peste apă, un elefant bebeluș, la dimensiune naturală, flamingo roz, o grădină cu fructe gigantice și personajele preferate din copilărie. Expoziția este deschisă zilnic între orele 16 și 20. Prețul unui bilet este de 35 de lei pentru adulți, 30 de lei pentru copii 3-18 ani și pensionari, iar un pachet de familie 2 copii plus 2 adulți este de 120 de lei. Biletele se achiziționează la intrarea în expoziție. Copiii cu vârste de până la 3 ani au intrarea gratuită. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. Liga studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica Timișoara organizează o nouă ediție a concursului național ITEC. Structura competiției cuprinde probe lungi desfășurate într-un interval de 3 zile și o probă scurtă de algoritmică. Cea de-a 17-a ediție a concursului va avea loc în perioada 30 martie-7 aprilie. Liga studenților din Facultatea de Autonomică și Calculatoare a Universității Politehnica Timișoara organizează cea de-a 17-a ediție a concursului național ITEC, ce va avea loc în perioada 30 martie-7 aprilie. Structura competiției cuprinde probe lungi, desfășurate într-un interval de 3 zile și o probă scurtă de algoritmică, ce este divizată în două etape. Cei premiați pot beneficia de facilități la admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara, inclusiv admiterea fără examen. Probele lungi ale acestei ediții se vor desfășura fizic în Timișoara în perioada 5-7 aprilie. ITEC, IT Engineering Contest, a ajuns la ediția 17. Este concursul pe care organizăm noi, Liga Studenților de la Automatică și Calculatoare. Anul acesta îl organizăm pentru prima oară, în parteneriat cu Ministerul Educației, cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Concursul fiind introdus la calendarul de concursuri școlare interjudețene, urmând ca la anul să fie introdus în calendarul național. ITEC, având o istorie de 17 ani, este un concurs destul de renume prin care elevii pot să se califice și să obțină admiterea la facultatea noastră. Pe durata concursului, participanții vor avea parte și de workshop-uri specifice care îi vor ajuta și în cadrul competiției, cât și pe viitor. Scopul proiectului este acela de a crea un cadru ideal de competiție la nivel național, oferind șansa de a concura cu elevi și studenți din toată țara, în vederea obținerii atât unei diplome recunoscute la nivel național, cât și unui premiu material. Înscrierea participanților a început deja pe site-ul ITEC și va continua până la data de 23 martie. În zilele de 11 și 12 martie, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a aprobat închiderea traficului rutier pe străzile Vulturilor și Clăbucet. Măsura va fi adoptată la solicitarea Colterm pentru transportarea a 4 recipiente metalice de mari dimensiuni. La solicitarea Colterm, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a aprobat închiderea traficului rutier în vederea manipulării și transportării a 4 recipiente metalice de mari dimensiuni de la punctul termic de pe strada Clăbucet la CET Sud. Astfel, în zilele de 11 și 12 martie, în intervalul orar 8-18, traficul rutier va fi închis pe străzile Vulturilor și Clăbucet. Șoferilor le este recomandat să folosească rute alternative în perioada menționată.
Primăria Ghiroda reamintește că până la finalul lunii martie, contribuabilii care plătesc impozitul integral vor primi o bonificație de 10%. Cetățenii au posibilitatea de a face plata obligațiilor fiscale atât fizic cât și online. Primăria Comunei Ghiroda reamintește că până la data de 31 martie, contribuabilii care plătesc impozitul integral pentru anul 2024 vor primi o bonificație de 10% din suma totală a impozitului. Cetățenii au posibilitatea de a face plata obligațiilor fiscale prin patru modalități: online cu cardul pe platforma ghiseul.ro, atât de pe laptop cât și de pe telefon, online cu cardul pe platforma ghiroda.cityon.ro, atât de pe laptop cât și de pe telefon, cu ordin de plată și la ghișeele Primăriei Ghiroda, în numerar sau cu cardul. Programul de încasări la casieria primăriei este luni, marți și joi, între orele 8:30-14:30, miercuri între orele 8:30-17:30 și vineri între orele 8:30-12:30. Fiecare țin să precizez că produsele naturale, mierea, e deosebită de importantă, pentru că trebuie să învățăm să ne cultivăm și partea gastronomică și ce și cum consumăm, pentru că trăim vremuri în care plasticul și produsele sintetice sunt pe toate rafturile. Cred că e cu atât mai important ca în aceste vremuri să punem accent și să învățăm să consumăm produse naturale. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru organizarea târgului în acest an. Sper că apicultorii să găsească tot ceea ce au nevoie pentru nou sezon. Noi încercăm să-i sprijinim prin acest târg, care iată a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Sper să fie una cu noroc și tot să aibă vânzări foarte bune. Vreau să mulțumesc în mod deosebit domnul europarlamentar Maria Grapini, domnul președinte al Consiliului Județean Timiș Alin Nica, pentru prezență și sper să ne bucurăm cu toții de un program cât mai frumos pe această scenă și de produse apicole de cât mai bună calitate. Târgul apicol de la Ghiroda are loc sâmbătă și duminică. La evenimentul ajuns la ediția cu numărul 13 sunt așteptați apicultori și comercianți din toate colțurile țării, dar nu vor lipsi spectacolele inedite, momentele artistice, ateliere de pictură, desen și multe alte surprize. Avem ambiția ca la orizontul anilor 2027-2028 Timișul să fie regiune gastronomică europeană. Lucrăm la candidatura pentru acest titlu, iar producătorii locali, evident că vor avea un rol central în tot acest demers. În rest, eu vă doresc să petreceți câteva clipe agreabile și din punct de vedere cultural, dar și gastronomic, să vă reîncărcați cu provizii din surse naturale, să mergeți ca o albinuță, ca niște albinuțe de la stand la stand și să alegeți ceea ce vă place cel mai mult, iar apicultorilor le doresc un an apicol extraordinar, cu multă producție și cu prețuri bune. De la târgul apicol nu lipsesc nici tradițiile populare. În ambele zile ale târgului, organizatorii au pregătit activități extrem de interesante și pentru cei mici, pe care nu trebuie să le ratați. Comuna Giarmata a câștigat un proiect de finanțare în valoare de aproape 11 milioane de lei. Localitatea este în plină dezvoltare, iar cu ajutorul acestui proiect, Comuna Giarmata ajunge la un procent de aproape 100% în ceea ce privește acoperirea rețelelor utilitare. Continuăm cu alți 5,8 km de rețea de apă și canal. Primăria Giarmata a câștigat un nou proiect de finanțare prin PNRR în valoare de aproape 11 milioane de lei. Cu ajutorul acestui proiect, Comuna Giarmata ajunge la un procent de 95% acoperire rețele utilitare de apă și canal, transmite primarul Comunei Giarmata, Claudiu Mihălceanu.
Ambasadorul Republicii Slovenia a avut o întâlnire la Timișoara cu primarul Dominic Fritz. Este o mare plăcere să găzduim oaspeți dintr-o țară care ne este atât de apropiată prin valori și provocări pe scena Europei. Atât Timișoara cât și Slovenia au o bogată moștenire culturală, iar noile colaborări ar putea deschide noi oportunități benefice pentru ambele părți, transmite primarul Timișoarei Dominic Fritz. Ambasadorul Sloveniei și-a exprimat dorința de a înființa un consulat onorific al Sloveniei aici la Timișoara. Această inițiativă deschide noi orizonturi pentru colaborări economice, în special în domeniile industriei automotive și IT, dar și în ceea ce privește schimbările culturale. Primarul Timișoarei și-a manifestat deschiderea de a consolida legăturile dintre Timișoara și Slovenia, împreună să construim noi oportunități de promovare pentru a repoziționa România și Slovenia la nivel internațional. Având în vedere finalizarea la nivelul județului Timiș a concursului organizat în baza campaniei Tu știi ce consecințe pot avea faptele tale? Fii informat, alege inspirat, polițiștii biroului siguranță școlară din cadrul IPJ Timiș s-au aflat în rândurile elevilor câștigători din cadrul liceului teoretic Gătaia. Astfel, elevilor din clasa a 8-a, câștigătorii concursului, polițiștii le-au oferit diplome și cadouri special pregătite pentru ei, într-un gest de recunoștință pentru munca depusă și pentru a le transmite felicitări. Scopul acestei campanii îl reprezintă conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violență școlară de către elevii de gimnaziu. Campania a demarat la data de 30 ianuarie cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale pentru Non-Violență în Școală la nivelul Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române și Ministerul Educației. Aceasta se derulează la nivel național atât în mediul urban cât și în mediul rural în perioada ianuarie-iunie 2024 conform calendarului anului școlar pe module pentru anul 2023-2024, vizând informarea elevilor cu privire la noțiuni din domeniul juridic, dar și a părinților pentru identificarea comportamentelor de risc și a situațiilor vulnerabile la care pot fi expuși elevii, astfel încât fenomenul de victimizare a minorilor să fie semnificativ diminuat. CNAIR informează șoferii că începând cu data de 11 martie, emiterea rovinietelor în punctele de distribuție în format online nu va fi posibilă. Acest lucru este necesar pentru actualizarea informațiilor privind perioadele de valabilitate ale rovinietelor și a nivelului tarifelor pentru acestea în sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei. CNAIR informează utilizatorii rețelelor de drumuri naționale și autostrăzi că începând data de 1 martie 2024, ora 0, pentru o perioadă de aproximativ 3 ore, emiterea rovinietelor în punctele de distribuție prin intermediul portalurilor web, aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar electronice nu va fi posibilă. Acest lucru este necesar pentru actualizarea informațiilor privind perioadele de valabilitate ale rovinietelor și a nivelului tarifelor pentru acestea în sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei. Pentru evitarea aplicării unor sancțiuni contravenționale, utilizatorii rețelei de drumuri naționale au posibilitatea de a achita în avans rovinieta cu valabilitate pentru data de 11 martie 2024. Poliția locală a amendat aspru o femeie care a ales să-și depoziteze deșeurile rezultate din amenajări interioare pe domeniul public. Pe lângă sancțiunea de 15.000 de lei, femeia a fost obligată să curețe locația în cel mai scurt timp, lucru care s-a și întâmplat. O femeie a fost aspru sancționată pentru depozitarea ilegală a deșeurilor pe domeniul public. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au acționat pe bulevardul Cedeloga, unde se afla o rampă clandestină de deșeuri provenite din amenajări interioare. În urma verificărilor s-a stabilit că persoana care locuiește la adresă a depozitat prin intermediul unei terțe persoane din rândul persoanelor fără adăpost, nepredându-le unui operator de salubritate autorizat. Polițiștii locali au aplicat o sancțiune în valoare de 15.000 de lei cu măsura complementară de igienizare a locației în cel mai scurt timp, lucru care s-a și întâmplat. Poliția locală Timișoara atrage atenția că se fac permanent verificări și se iau măsuri astfel de fapte fiind sancționate drastic. Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a emis ordinul de mediu pentru proiectul autostrada A9 Timișoara-Moravița, aflat în faza de studiu de fezabilitate. Traseul propus va trece prin extravilanul sau intravilanul al 14 unități administrativ-teritoriale din Timiș.
În cadrul ședinței Comitetului de Analiză Tehnică din data de 7 martie 2024, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a luat decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Autostrada A9 Timișoara-Moravița, aflat în faza de studiu de fezabilitate. Traseul propus al A9 va trece prin Extravilanul, Intravilanul Oateurilor, Remetea Mare, Recaș, Bucovăț, Moșnița Nouă, Giroc, Sacoșul Turcesc, Pădureni, Libling, Jebel, Voiteg, Birda, Deta, Denta, Moravița. Lungimea traseului este de 73 de kilometri și include punctul de trecere a frontierei cu Republica Serbia. Ne vom bucura de temperaturi ridicate până în luna aprilie, însă nu vor lipsi precipitațiile care vor fi abundente, spun meteorologii. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, iar cum va fi vremea, aflăm chiar acum. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru luna martie până la începutul lui aprilie. Prima lună de primăvară va aduce temperaturi peste cele normale, inclusiv în prima săptămână din aprilie. Însă până pe 1 aprilie sunt anunțate ploi abundente în aproape toată țara. În săptămâna 11-18 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări. În săptămâna 18-25 martie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări. În săptămâna 25 martie, 1 aprilie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în majoritatea regiunilor. În săptămâna 1-8 aprilie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Acestea au fost principalele subiecte ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. La revedere!